Bună ziua! În cadrul lecției de astăzi, împreună cu o grupă de elevi de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, vom analiza subiectul întâi de la proba scrisă a examenului de bacalaureat. Astăzi ne vom opri asupra operei lui Liviu Rebreanu. După cum știți, Liviu Rebreanu este reprezentantul sau unul din reprezentanții realismului românesc. Realismul este acea orientare estetică definită ca o expresie a banalității cotidiene. Printre trăsăturile realismului putem enumera reprezentarea veridică a realității, prezentarea omului ca un exponent al realității social-istorice din care face parte, obiectivitatea fiind de fapt o trăsătură introdusă în literatură prin realism, și reprezentarea firească a realității prin prisma scriitorilor noștri. După cum știm, Liviu Rebreanu zugrăvește în opera sa un realism al esențelor. Așa cum ați fost obișnuiți, atunci când reactualizăm cunoștințele despre un scriitor anumit, facem apel la cele trei tipuri de abordări cu care v-am obișnuit. Abordarea contextuală, textuală și extratextuală. Atenției noastre, îl voi supune astăzi pe Ion, romanul social al lui Liviu Rebreanu. Haideți să notăm! Acest tip de abordare, trebuie să vă spun că Rebreanu a excelat atât ca novelist cât și ca romancier. Un prim moment de dezvoltare a sa profesională a fost constituit de către novelele sale. Acestea pot fi clasificate în funcție de tematica abordată în trei categorii. Novele sociale, având în centru viața țăranului, și ca titluri semnificative, proștii, ofilire, răfuiala. A doua categorie, novelele psihologice, în prim plan aflându-se conflictul dintre datorie și conștiință. Aici aș aminti pe Ițic Ștrul Dezertor, Catastrofa, vă rog să le notați. Și a treia categorie, novelele citadine, novelele inspirate din viața orașului. Rebreanu are ca model în această categorie de novele scriitorii ruși. Culcușul, Golani, notați și voi câteva titluri. Nu trebuie să uităm însă că novelele nu au constituit decât un exercițiu minor în vederea capodoperelor pe care Liviu Rebreanu le-a dat literaturii noastre prin prisma romanelor sale. El a excelat ca romancier, un romancier realist obiectiv, un romancier care însă depășește granițele realismului, deoarece în opera sa apare o viziune psihologică sau psihologizantă asupra vieții, tipic dostoevskiană, și de ce nu o nuanță naturalistă. Rebreanu epatează, șochează cititorul prin anumite scene care produc agresiuni simțurilor celui care citește. Să clasificăm acum și romanele lui Rebreanu. Vă rog să notați. O primă categorie ar fi romanul social, având în prim plan viața țărănimii. Aș aminti aici Ion și Răscoala. Prin aceste romane, Rebreanu se include categoria scriitorilor care au avut în prim plan în romanele sale viața țăranului, alături de Ioan Slavici, Mihail Sadoveanu și mai târziu Marin Preda. O altă categorie romanistică, romanul psihologic. Aici Rebreanu surprinde personajele în anumite procese
în stări de criză, în procese de conștiință. Pădurea spânzuraților este elocvent în acest sens. Romanul Metempsihozei, aș vrea să notați voi, Adam și Eva. Roman pe care o să-l studiem în clasa a 11-a. Romanul sentimental, Jar. Și romanul obsesiei patologice, Giuliandra. Acesta ar fi inventarul în mare al scrierilor rebreniene. Astăzi ne vom restrânge analiza asupra romanului social, care are în prim plan viața unui țăran, prin care Rebreanu exprimă de ce nu o colectivitate, Ion. Vă spuneam că s-a spus despre acest roman că prezintă un realism al esențelor. În ceea ce o să lucrăm astăzi, aș vrea să demonstrați această ipoteză. De altfel, teza sau premiza de la care pornim este însăși afirmația lui Liviu Rebreanu, preluată din Cred. Pentru mine, spune Rebreanu, realismul sau arta reprezintă creația însăși. El asociază romanul, arta, creația cu pulsația vieții. Realismul la Rebreanu reprezintă viață. Pentru el, arta, care este o născocire, frumosul care este o născocire a artei, nu interesează, ceea ce interesează este pulsația vieții, viața, ca element prim al unei creații. Bun, și așa cum sunteți obișnuiți, la abordarea textuală, pentru a demonstra această premiză, trebuie să lucrăm cu acele concepte operaționale specifice unui text narrativ. Să trecem la cel de-al doilea tip de abordare, abordarea textuală. Și în cele ce urmează vom încerca să lămurim și pentru telespectatorii noștri acele concepte operaționale. Relația incipit final, tema romanului, titlul, subiectul, cu ale sale momente, conflictul și deoarece personajul central, axul romanului este Ion, automat și câteva date despre acest personaj. Conflictul, personajul, într-o relație de interdependență, aș putea spune, perspectiva narrativă, și tehnici narrative, și în cele din urmă, limba și stilul. Fiind un scriitor realist, Rebreanu nu pledează în opera sa pentru scrisul frumos, pentru stilul frumos. El lucrează cu un stil cenușiu, sobru, cu o expresie bolăvonasă, cum îi spune, o expresie aspră, care însă are profunzimile sale și exprimă stări de spirit nemai întâlnite la un alt scriitor român. Asta ține de inefabilul fiecărui scriitor, de fapt. Bun, ce putem să spunem despre relația dintre incipit și final? Aș pleca în analiza noastră de la ceea ce Constantin Ciopraga vorbește despre romanul Ion. El spune că acest roman ar avea structura unui corp sferoid, deoarece romanul se termină acolo unde începe. Incipitul și finalul se află într-o relație de simetrie, deoarece drumul care intră și care iese din statul pripas nu face altceva decât să ne prezinte intrarea și ieșirea din lumea ficțiunii. De altfel, primul capitol se numește Răsăritul, iar ultimul se numește Apusul. Gândindu-ne așa, pe liniar, Răsăritul, Apusul, am putea să vedem întregul roman ca o lungă zi a unei tragedii antice. Rebreanu este un dialectician al tragicului, romanul Ion fiind un roman tragic prin prisma finalului.
Nicolae Balotă îl cataloghează în acest fel. Ce mai aveți de adăugat voi despre incipit sau despre finalul acestui text? Aș vrea să aud. Spune Denisa. La început, romanul începe cu o sărbătoare, iar da? La sfârșit se termină tot cu o sărbătoare, aceea Sfințirii Bisericii. Da, să încercăm să evităm exprimările redundante, da? Început începe. Bun, bine. Încerci să subliniezi încă de la debutul tău, în trale răspunsurilor la această oră, cu valoarea mitică, da? Cu infrastructura simbolică a acestui roman. Bun. Să trecem acum la tema romanului. Gândiți-vă din toate punctele de vedere. Din prisma finalului, ce tema ar fi? Din prisma personajului principal? Spune Florina. Tema romanului ar putea fi dorința țăranului simplu de a se îmbogăți, care în final îl duce la moarte. Da, sigur că da. Dorința țăranului de a se îmbogăți, deoarece sau de a căpăta pământ, pământul fiind singurul mijloc al ascensiunii sale sociale. Bun, este un punct de vedere. Puteți să mai vorbim despre temă în alt mod? Spune Cornelia. Putea fi prezentă aici și tema iubirii. Bun, având în vedere cele două glasuri din sufletul lui Ion, glasul pământului și glasul iubirii, cum este și structurat romanul, putem să vorbim și despre tema iubirii. Foarte bine. Vă ziceam despre tragedia antică. Știm că acolo predilectă este tema destinului. Destinul implacabil, care nu poate fi schimbat. Avem în centru Ion, destinul lui, tot ceea ce se întâmplă cu el, pedeapsa primită de către fatalitate, datorată faptelor sale, și iată o altă temă a romanului, tema destinului. Bun, de fapt romanul poate fi citit în mai multe feluri. În primul rând, romanul Ion poate fi citit ca o monografie a satului. Haideți să notăm lucrul acesta. Chei de lectură, să le spunem. O primă cheie ar fi romanul ca monografie a satului românesc. Acest roman prezintă evenimentele esențiale din viața omului. Nașterea, nunta, moartea, toate acestea alcătuind calendarul sempitern al satului prezentat de către Rebreanu, ne spune marele critic George Călinescu. Bun, o altă cheie de lectură. Ziceai, Cornelia, vorbeai despre tema iubirii. Roman de dragoste. Având în vedere triada, ca să-i spun așa, Ion, Ana și celălalt personaj feminin, Florica. Da? Ion, Ana, Florica, această triadă afectivă. Bun. Având în vedere faptul că în centrul romanului se află patima țăranului pentru pământ, pământul fiind singurul mijloc al ascensiunii sociale al acelui țăran, putem să vorbim despre acest roman ca o frescă a vieții sociale, da? Roman social. Datorită finalului tragic, roman tragic. Bine. Ce putem să spunem despre titlul romanului Ion? Spune, Andreea. Face trimitere direct la protagonistul romanului, ceea ce putem spune că Ion este un personaj eponim. Personaj eponim, personajul al cărui nume se află în centrul titlului. Se mai numește acest personaj nu doar eponim, ci și personaj titular. Bine, Florina, și ne atrage atenția prin titlul Rebreanu asupra ceea ce urmează să nareze în text, subiectul. Să schițăm, pe scurt, momentele subiectului acestui roman. Expozițiunea este amplă și e constituită din ce elemente? Cine încearcă? Cornelia? Este constituită din prezentarea satului Pripas, împreună cu personajele, în centru aflându-se Ion. Da, bun. Avem deja creionate elementele simbolice, hora, da, drumul, casele. Bine, care
despre care o să vedeți voi că avem multe de spus la cel de-al treilea tip de abordare, abordarea extratextuală, acea abordare care ne permite nouă interpretare dincolo de text. Bun, intriga, momentul care declanșează firul epic al acestui roman. Intriga este constituită de venirea tatălui Anei, Vasile Baciu, de la horă la cârciumă. Așa este, sosirea lui Vasile Baciu, apariția lui în roman. Și toate celelalte fapte care derivă de la această apariție și consecințele pe care această apariție le are asupra evoluției sau involuției lui Ion, le vom urmări la desfășurarea acțiunii. Împunctați câteva elemente ca să reamintim telespectatorilor firul epic al romanului. Ce se întâmplă după ce apare Vasile Baciu? Spune? După ce Vasile Baciu apare la horă, acesta începe să îi vorbească urât lui Ion și să-l acuze că vrea să-i îngrijească fata, că face acest lucru doar pentru a-i lua averea, dar se ocupă și să-i reamintească și să-i strige că nu va reuși, că el are grijă de ea și că niciodată nu va pune mâna pe pământul lui. Da, dar de ce oare este atât de intrigat Vasile Baciu? Ce se întâmplă? Să aflăm noi. Prin tehnica detaliului, tehnică specific realistă, spune... Propria experiență, ceea ce vrea să facă Ion cu fica sa, pentru că și el folosea aceeași tehnică pentru a obține pământ. Sigur, că da, o se dusese pe mama Anei, nu pentru că o iubea, ci pentru a pune mâna pe pământurile ei, aceasta fiind o tânără bogată. Bun, repede, schițați-mi ce se întâmplă. Ion reușește să cucerească pe Ana, rămâne cu Ana. Florina. Ana se îndrăgostește de Ion, dar conflictul dintre Ion și George se amplifică, deoarece George o iubea pe Ana și mereu îl vedea pe Ion ca un inamic. Așadar, avem un terțo incomodo deja schițat, da? Triada afectivă, Ion, Ana, George. Bun, mai este un personaj, spuneam, mai este o triadă afectivă. Ion, Ana, Florica și în cele din urmă, Ion, George, Florica. Bun. Ce se mai întâmplă? Se căsătorește Ion cu Ana. Florina. Ion este ambiționat deoarece îl certase Vasile Baciu și de aceea luptă ca să-i ia pământurile și să se căsătorească cu Ana. Da, bun. Și rodul căsniciei? Cine vorbește? Alexandra? Rodul căsniciei dintre Ana și Ion și motivul principal totodată este copilul celor doi. Copil care după moartea Anei de asemenea decedează și Ion atunci realizează că a rămas fără nimic, că nu îi folosește la nimic faptul că are acum pământul multe și destule ca să le muncească, dacă nu are cum să le lase, nu are pentru cine să-și facă o avere, nu are cum să o lase mai departe. Da, iată, Ana se sinucide, desigur ei la nevabil își pune cuvântul. Aceasta moare, în cele din urmă moare și copilul, deoarece nu este bine îngrijit, este lăsat în seama părinților lui Ion, care nu au grijă de el, se prăpădește și Ion rămâne din nou singur, singur și bogat. Punctul culminant este constituit de ce evenimente? Florina. Atunci când Ion îi declară Florica iubire și îi spune că nu se va lăsa până când Florica nu va fi a lui și este prins de George, care într-un final îl omoară. Sigur că da. Bătaia de la începutul romanului este simetrică sau anticipează răfuiala lor din final, când învingător de data aceasta este George. George îl ucide cu unealta pământului Sapa. Deznodământul? Spune, Denisa. În deznodământ, George este arestat, Ion este omorât de către George și toată averea lui Ion revine bisericii. Da, așa este. Bun, în mare, astea ar fi momentele subiectului acestui roman. Ce putem să spunem despre conflict? Am spus că Ion este agentul principal al conflictului. Cine îmi spune? Să vedem. Florina? Conflictul în romanul Ion poate fi de două feluri. Intern, între Ion și... Interior? Da, interior și exterior, între Ion și celelalte personaje. Frământările da. Din sufletul lui Ion, prins între patima pentru pământ și iubirea pentru o singură femeie, Florica. Și exterior, conflictul dintre Ion și celelalte personaje ale romanului. De asemenea, mai este un conflict secundar
conflictul care privește răfuiala dintre sau inserată în planul intelectualității din Pripas, conflictul dintre preotul Belciuc și învățătorul Zaharia Herdelea. Bun. Ce putem să spunem despre Ion ca esențial factor al conflictului? Alexandru Ștefănescu, atunci când îl descrie pe Ion, ne sugerează nouă să nu renunțăm, să nu separăm factorul social de factorul biologic din arhitectura acestui personaj. De ce oare? Factor social, factor biologic. Se înnaște Ion cu această dragoste pentru pământ? Este un posedat al posesiunii pământului, cum este numit de către Nicolae Balotă? Te rog, Alexandra. Da, Ion poate fi numit un posedat al posesiunii, încă de mic copil, acesta fiind mereu frământat și supărat din cauza că tatăl său nu a fost în stare să îi strângă o zestre mare și să-i agonisească pământul care să-i muncească, care să-i lase moștenire lui și apoi urmașilor săi. Da, și făcând apel la detaliile din text, știm că de mic copil, deși era un elev foarte bun la învățătură, lăudat de către învățătorul său, renunță, datorită patimei pentru pământ la școală, dornic de a acumula pământ și de a urca social. Verbele care apar în incipitul romanului, verbe care vizează imaginea drumului, drumul urcă, drumul coboară. Aceste verbe le-aș putea plasa și în privința destinului acestui personaj. Destin, care presupune o involuție morală, datorită patimei și lipsei de discernământ, datorită faptului că el este un rob al pământului. Pământul, o să vedeți, ca element al teluricului, opus cerului, care nu este altceva decât sălașul lui Dumnezeu. Ce puteți să spuneți despre perspectiva narrativă a acestui roman? Darius. Perspectiva narrativă este obiectivă, iar focalizarea este zero. Naratorul este omniscient și omniprezent, la care ritmul este neomogen. Se acumulează și îți spunesc că... se adaptă tensiuni. Și îți spune de tensiune epică, iar ca tehnici narrative se adaugă contrapunctul în paralel la cele două planuri, planul țărăninii și planul intelectualității. Foarte bine, Dan. Așa este. Contrapunctul, prezentarea în paralel a celor două planuri, planul intelectualității și planul țărănimii. Ritmul este neomogen, apar acumulări de tensiune epică, ritmul se accelerează spre final, după ce axul central al romanului Ion dispare, celelalte evenimente sunt schițate rezumativ, nu mai sunt de o importanță mare. Bun, aici trebuie să vorbim și despre accentele moderniste pe care Rebreanu le aduce în romanul său cu ajutorul acelor inflexiuni, acelor elemente de analiză psihologică pe care le inserează în text, prezentarea frământărilor, zvârcolirilor, cum zicea Lucian Raicu, din sufletul lui Ion și, de ce nu, acea nuanță naturalistă, deoarece sunt scene șocante, sinuciderea Anei, moartea copilului, moartea lui Ion, care aduc agresiunea asupra simțurilor cititorului. Bun, despre limba și stilul, vă spusesem că este adeptul unui stil cenușiu, anticalofil, nu înfrumusețează absolut deloc fraza, nu ornamentează, este adeptul expresiei bolovănoase, aspră, dar care subtil exprimă atât de multe. Pentru astăzi v-am pregătit următorul fragment din acest roman, fragment pe baza căruia sunt formulate cerințele specifice examenului de bacalaureat de la subiectul întâi. O să vă citesc fragmentul, vă rog să mă urmăriți. Sub sărutarea zorilor, tot pământul, crestat în mii de frânturi, după toanele și nevoile atâtor suflete moarte și vii, părea că respiră și trăiește. Porumbiștile, holdele de grâu și de ovăz, cânepiștile, grădinile, casele, pădurile, toate zumzăiau, șușoteau, fâsâiau, vorbind un grai aspru, înțelegându-se între ele și bucurându-se de lumina ce se aprindea, din ce în ce mai biruitoare și roditoare. Glasul pământului pătrundea năvalnic în sufletul flăcăului, ca o chemare, copleșindu-l. Se simțea mic și slab, cât un vierme pe care îl calci în picioare sau ca o frunză pe care vântul o vâltorește cum îi place. Suspină prelung, umilit și înfricoșat în fața uriașului. Cât pământ, Doamne! Se opri în mijlocul delniței. Lutul negru, lipicios, îi țintuia picioarele, îngreunându-le, atrăgându-le ca brațele unei iubite pătimașe.
Îi râdeau ochii, iar fața toată era scăldată într-o sudoare caldă de patimă. Îl cuprins o poftă să-l bate, că să îmbrățișeze Huma, să o crâmpoțească în sărutări. Întinse mâinile spre brazdele drepte, zgrunțuroase și umede. Mirosul acru, proaspăt și roditor îi aprindea sângele. Se aplecă, luă în mâini un bulgăr și îl sfărâmă între degete cu o plăcere înfricoșată. Mâinile îi rămaseră unse cu lutul cleios ca niște mănuși de doliu. Sorbi mirosul, frecându-și palmele, apoi încet, cu cernic, fără să-și dea seama, se lăsa în genunchi. Își coborâ fruntea și își lipi buzele voluptoase de pământul ud. Și în sărutarea aceasta grăbită, simți un fior rece amețitor. Recunoașteți fragmentul, da? Face parte din capitolul Sărutarea. Bun, și prezintă legătura dintre Ion și pământul mult dorit. Prima cerință al acestui fragment este: prezintă legătura dintre gestul lui Ion de a săruta pământul și titlul primei părți a romanului. Prima parte a romanului este intitulată Glasul pământului. Ce puteți să spuneți despre legătura dintre Ion și pământ? Spune. Odată ce Ion intră în posesia pământurilor, se schimbă radical, purtându-se ca un tiran. Și în același timp, Ion încalcă una din cele 10 porunci, adică se închină pământului, ceea ce este foarte grav. Da, foarte bine, Florina. Iată, cu acest element simbolic, putem să abordăm și extratextual romanul nostru. Nicolae Crețu, un constructor al romanului românesc, vorbește despre infrastructura simbolică a lui Ion, de Liviu Rebreanu. Haide să notăm ca prim element sau ca prim mitem al acestei analize, pământul. Știm din dicționarul de simboluri al lui Jean Chevalier că pământul este opusul cerului, sălașul tuturor jivinelor. Pământul este locul prielnic pentru pactul cu diavolul. Cerul este locul unde trăiește Dumnezeu. Bun, ce alt element, simbol sau ce alt mitem va atrage vouă atenția în asociere cu pământul? Ce altceva? Gândiți-vă la incipitul romanului. Drumul, crucea cu acel Hristos ruginit, da? Să notăm un alt mitem, drumul, crucea. Tot Chevalier spune că acest element, crucea, este un pol al vieții. Crucea, de la intrarea în pripas, ce simbolizează? Crucea se află în degradare, Hristosul este ruginit. Simbolizează faptul că, spune Denisa, locul este demitizat, guvernat de rău, nu de Dumnezeu. Și spuneai tu, Florina, de asta m-am legat de aceste elemente aici, că Ion încalcă una dintre cele 10 porunci, se închină pământului. Bun, o să vedem că le încalcă pe toate cele 10 porunci. Un alt mitem cu care putem să lucrăm aici, acea descătușare a simțurilor personajelor, unde se întâmplă? În ce moment? În momentul derulării în curtea văduvei lui Maxim Oprea? Horelor, hora, sigur că da. Hora ca element dionisiac, descătușare, exacerbare a simțurilor personajelor. La horă se încaieră cele două personaje, George și Ion, da? La horă Ion o se duce, se hotărăște să o seducă pe Ana. Bun, un alt element cheie, simbol al textului, numele satului, Pripas. Acest nume este, de fapt, un motiv al literaturii universale, un motiv inițiat de către slavi, lișnii cel avec sau omul de prisos, omul de nimic, omul de pripas, omul fără rost pe acest pământ. Și în satul lui Rebreanu sunt mulți asemenea oameni, da? Care nu și-au rostul sau care nu știu să-și găsească un rost pe lume. Aici putem să-l integrăm, bineînțeles, și pe Ion. Ce vrei să spui? Tata. Bun, un alt mitem, casele. Bine. Casele, da? Fiind prezentată cu un acoperiș,
asemănător unui balaur, intervenind religia, pot să spun, deoarece Sfântul Gheorghe omoară balaurul, așa fiind omorât și Ion de către Gheorghe. Foarte bine, așa este. Casele sunt, de fapt, de două categorii în acest sat, în satul Pripas. Locul rele, în care se află și casa lui Ion, al cărei acoperiș este sub forma balaurului. Forța malefică a lui Ion este evident în momentul în care Ana îl amenință cu sinuciderea, iar el răzbufnește, dă afară fiorul pe nas, asemenea unui balaur, da? Bun, acest balaur este omorât în final de către corespondentul unui personaj biblic, Sfântul Gheorghe, ipostaziat aici în George, personajul nostru. Bun, iată, dincolo de text, putem să găsim anumite detalii care ne ajută pe noi să realizăm comprehensiunea romanului. Bine, un alt element esențial în inventarul mitemelor cu care lucrăm este, spune, te rog, cârciuma. Bun, cârciuma, ce fel de spațiu este? Al profanului, sigur că da. Aici oamenii din Pripas se adună și hotărăsc soarta satului. Da, preotul Belciug ne trimite cu gândul la motivul porcului despre care vă vorbeam în Moara cu Noroc. Acest element simbolizând voracitatea, spiritul gregar, de aici ambiția și locomia preotului de a acumula cât mai mult pământ. Da? Pentru, zice el, tărâm, pentru a-l atribui bisericii. De fapt, el în loc să împace sătenii și răfuielile dintre ei, el mai mult îi încaieră. Știm ce se întâmplă cu Ion și George și cu declarația părintelui, care în loc să-i ajute pe acest copii ai satului, îi învrăjbește și mai tare. Bun, spune Denisa. Dar și Ion este un om al maleficului, pentru că tatăl lui era cel mai iscusit la tăierea porcilor. Sigur că da, iată apropierea dintre preotul Belciu și Ion. Bine, Denisa, așa este. Tatăl său, Alexandru Glanetașu, este iscusit în înjunghierea porcilor. Porcul ca element negativ, simbol al voracității, al spiritului gregar. Astea ar fi mitemele. Vă rog să le rețineți și să lucrați cu ele pentru comprehensiunea textului nostru. Trecem mai departe. Vă rog acum să comentați relația dintre personajul Ion și pământ, realizând în același timp o fișă de identitate a personajului nostru. Spune, te rog, Amalia. Spune că aici apare o relație deosebită între Ion și pământ, Ion purtând o iubire foarte mare față de pământ. Adică, cred că renunță, renunță la iubirea sa pentru Florica pentru a-și atribui pământurile Anei. Și numai după ce pământurile le acumulează, glasul iubirii. Exact, se trezește în el glasul iubirii. Ce vrei să spui, Denisa? Ion vede prin acumularea de pământ singura modalitate de a exista, de a trăi. Da, bun. Și tu, Roxana? Ion este expresia instinctului de stăpânire a pământului, pentru că încă de la început el era frământat de două forțe, glasul iubirii și glasul pământului, căzând prada acestor două patimi, iar patima pentru pământul măcina, pentru că pământul era draca ochiului lui din cap. Da, prin răspunsul tău dai dreptate lui Nicolae Balotă, cel numea pe Ion posedat al posesiunii pământului. Bine, haideți să vedem următoarea cerință. Desprindeți din textul citat două caracteristici ale textului narrativ care reiez în acest fragment. Sesizați două caracteristici. Puteți să mergeți pe un concept operațional pe care l-am analizat mai devreme. Ce poți să spui, Patricia? Sigur, te referi la limba și stilul scriitoricesc al lui Rebrean. Expresii, da? Descrierea. Da. Și descrierea săracă. Descrierea săracă și pensăm să spun și acele elemente legate din natura care sunt specifice. Bun. Și care populează și punctează decorul descris și imprimă pe retina noastră și mai mult legătura asta dintre gestul lui Ion de a săruta pământul, legătura dintre el și pământ. Ce voiai să spui, Cornelia? Modul de expunere fundamental aici este narațiunea. Da. Care se îmbină cu descrierea. Da, sigur că da, fiind un text narrativ, cele trei moduri de expunere pot să fie îngemănate, aici narațiunea și descrierea. Descrierea evidentă prin coordonatele spațiale descrise, prin totalitatea imaginilor vizuale,
surprinse în text, iar narațiunea, prin relatarea zvârcolirii și mulțumirii de sine a lui Ion în momentul în care realizează acel gest. Bine, o să vă mai supun atenție acum un alt text, foarte relevant pentru înțelegerea romanului nostru. Vă rog să deschideți mapa tematică la fișa a doua și să mă urmăriți. Vă citez. Peste drum, pe crucea de lemn, Hristosul de Tinichea, cu fața poleită de o rază întârziată, parcă îi mângâiau zuruindu-și ușor trupul în adierea însărării de toamnă. Zăgreanu, rămas în mijlocul uliței, urmărind cu priviri drăgăstoase trăsura ce se depărta în trapul cailor. Ghighi, șezând pe scăunelul din față, îl vedea și îl găsea mai drăguț ca orice alt bărbat din lume. La râpile dracului, bătrânii întoarseră capul. Pripasul de-abia își mai arăta câteva case. Doar turnul bisericii noi, strălucitor, se înălța ca un cap biruitor. Zăgreanu însă era tot în drum, în fața crucii, cu capul gol și cum stătea acolo așa, parcă făcea un jurământ mare. Apoi șoseaua cotește, apoi se îndoaie, apoi se întinde, iar dreaptă ca o panglică cenușie în amurgul răcoros, în stânga rămâne în urmă cișmeaua mortului, pe când în dreapta, pe hotarul veștet, delnițele se urcă și se împart, se încurcă până sub pădurea Văravei. Apoi, pădurea domnească, înăuntrul trăsurii, vâltorindu-l în ecouri zgomotoase. Satul a rămas înapoi același, parcă nimic nu s-ar fi schimbat. Câțiva oameni s-au stins, alții le-au luat locul peste zvârcolirile vieții. Vremea vine nepăsătoare, ștergând toate urmele. Suferințele, patimile, năzuințele, mari sau mici, se pierd într-o taină dureros de necuprinsă, ca niște tremurări, plăpânde într-un uragan uriaș. Herdelenii tac toți trei. Numai gândurile lor, atâțate de speranța împodobitoare a tuturor sufletelor, aleargă la început înainte. Copitele cailor bocănesc astru pe drumul bătătorit și roțile trăsurii uruie mereu, monoton, monoton, ca însuși mersul vremii. Drumul trece peste Jidovița, pe podul de lemn, acoperit de peste Someș și pe urmă se pierde în șoseaua cea mare și fără început. Da, vă place textul, așa-i? Aparține finalului. Este o descriere amplă a drumului care, data aceasta, iese din satul Pripas. Același drum care, în incipit, intră în acest sat, în ficțiune. Intră și iese din lumea ficțională. Bun, să vedem cerințele. În conformitate cu examenul de bacalaureat. Prima, găsește sinonime contextuale pentru următoarele cuvinte. Poleit. Cornelia. Luminat și aurit. Luminat, aurit, bun. Trăsură. Spune caleașcă. Sorina, caleașcă și delnițe, spuneți? Dealuri. Dealuri. Bun, așa este. Cerința următoare. Scrie patru expresii locuțiuni care să conțină cuvântul drum. Iată, drumul, element esențial, simbolic al romanului. Vă rog să alcătuiți expresii și locuțiuni cu acesta, folosindu-vă de sensurile conotative. Lorena. Da, Amalia? Ai același lucru, voiam să spun și eu. Roxana? Capăt de drum. Capăt de drum? Aș vedea de drum. Aș vedea de drum, Cornelia? A conduce pe ultimul drum. A conduce pe ultimul drum, da. A plecat pe drumul său. Da, sau fiecare pe drumul său, da. Drumul iubirii. Da, a avea drum pe undeva, Roxandra? A lăsat pe drum. A lăsat pe drum, da. A ieșit în drum ceva. Foarte bine, iată. Limba română este darnică cu asemenea expresii. Mai departe, care este semnificația simbolică a drumului? Am vorbit puțin la abordarea extratextuală, pentru că știam că urmează această cerință și voiam să aflu părerea voastră despre conotațiile pe care le implică acest element în text. Amalia. Drumul semnifică puntea de trecere spre rău, apărând elemente semnificative precum râpile dracului, cișmeaua mortului și intrilă mucegăită. Bine, da. Cornelia, ce adaugi? Drumul simbolizează depărtarea și trecerea ușor-ușor spre lumea cealaltă. Este în strânsă legătură cu pământul care îl duce pe Ion la pierzanie. Așa este, pământul care duce pe Ion sau care reprezintă un drum pentru Ion spre pierzanie. Foarte frumos. Alexandra? Datorită cărărilor întortocheate și a drumului
foarte anevoios care duce în pripas. Acesta, de asemenea, susține ideea care a spus-o colega mea, că simbolizează trecerea spre un loc nefast, spre un loc diabolic. Da, bine. Spune și tu. Ieșirea drumului arată ieșirea din ficțiune, iar la început se intră în, în această lume a ficțiunii, iar spre sfârșit vedem că tot peste acest drum se trece și atunci când se iese din cadrul ficțiunii. Da, și drumul este un element important atunci când catalogăm acest roman ca, sau având structura unui corp sferoid, de care vorbea Constantin Ciopraga. Bun. Următoarea cerință. Transcrieți o structură care conține o imagine vizuală. Patricia. În structura rămâne în locul mașinii locului. Bine. Da. Roxana, altă imagine. Apoi șoseaua cotește, apoi se îndoaie, apoi se întinde. Da. Irina. Se spune pe crucea de lemn, Hristos sunt de crucea, în fața proiectului de la Sfânzea. Da. Angelica. Bun. Ați mai găsit? Da. Spune? Drumul trece peste Jidovița, pe podul de lemn, acoperit de peste somi și pe urmă se pierde în șoseaua cea mai mare. Da. Florina? Șezând pe scaunelul din față. Da. Se pare că acest fragment este o culegere de imagini vizuale, tipice pentru descriere, ca mod de expunere predominant. Bun. Care sunt indicii de spațiu din acest text? Patricia. Da, astea sunt indicii temporal, înserare, de toamnă și spațiali. Spune, Lorena. Pile dracului, cijmeaua mortului, pripas. Da. Bun. Drum, șosea. Da? Bun. Drumul de pământ, da, și drumul de ciment. Am putea face o distinție între cele două privind conotațiile. Să vă gândiți, ca o temă pentru acasă. Bun. Acum, argumentați prin două particularități ale acestui text, că modul de expunere predominant al lui este descrierea. Alexandra. Modul predominant de expunere al acestui text este descrierea și această afirmație este susținută de numeroasele enumerații și epitete, de imaginile vizuale foarte dese presărate printre rânduri. Da, foarte des presărate printre rânduri. Bine. Altceva? Alte elemente care ne arată nouă că modul de expunere este descrierea, spune? Sunt prezente personaje, acțiune. Acțiune statică de data asta. Da? Avem câteva personaje, iată, din planul intelectualității. Zugrăvit, în paralel cu planul țărănimii, spuneam noi în prima parte a lecției. Da? Figurile importante fiind familia învățătorului Herdelea și tânărul Zăgreanu, da? Știm că nunta Anei este prezentată în paralel cu nunta Laurei, fiica cea mare a învățătorului Zaharia Herdelea, și aș vrea să nu uitați un amănunt. Singura casă din satul Pripas, cu ferestrele descrise spre lume, care inițiază cunoașterea lumea satului, este casa cui? Casa învățătorului Herdelea. Bun, bine. Mai departe, o figură de stil. Aș vrea să decupați voi din acest text și să spuneți semnificația ei. Să vedem cine încearcă. Știu că stilul este sărac, sobru, cenușiu, însă pe aici pe acolo apare câte o figură de stil care ne arată nouă că avem de-a face cu un text literar și nu un non-literar. Florina. Apoi șoseaua cotește, apoi se îndoaie, apoi se întinde iar dreaptă ca o panglică și cenușie. Da. Poate simboliza... Odată repetiția lui apoi, odată enumerația, da? Iată, două figuri într-una. Ce poți să spui tu despre ele? Că, în fel, pot simboliza soarta lui Ion, pentru că are o viață zbuciumată, exact cum este descris șoseaua. Da, sigur că da. Să știți că pentru a ghici câte ceva despre personalitatea voastră puteți liniștit să desenați un drum fără să vă gândiți la absolut nimic, decât la acel drum. Și dacă drumul este drept, se spune că viața voastră este presărată cu bucurii. Dacă e cu ocolișuri, anevoios.
Să faceți acasă testul acesta. L-am făcut și eu în anii de liceu, la ora de psihologie. Bun, asta ca un detaliu al textului descoperit aici. Spune, Amalia. Cenușie, epitet cromatic, da. Ce anticipează sfârșitul tragic al romanului. Așa este. Bun. Deoarece la înmormântări se folosește această panglică cenușie neagră. Da, așa este. Anticipează finalul tragic. Alexandra? Pripasul de veaj mai arată câteva case, personificarea satului, da. Ca un loc ferit care nu vrea intruși, nu vrea oameni din afară care să strice liniștea lui, chiar dacă este o liniște malefică. Da, personificarea satului. Bun, bine. Pe urmă se pierde în șosea cea mare și fără început. Această personificare, la fel cum a spus și colega mea, semnifică ieșirea din acel spațiu al demitizării și satul nu își dorește să primească pe altcineva. Da, bun. Aș vrea să vă uitați acum asupra comparației din următoarea frază, frază cu valoare concluzivă. Copitele cailor bocănesc aspru pe drumul bătătorit și roțile trăsurii uruie mereu, monoton, monoton, ca însuși mersul vremii. Această comparație, ca însuși mersul vremii, ce vă sugerează vouă și care e legătura ei sau elementul, ce element imprimă ea în text? Spune, Alexandra. La fel de anevoios ca mersul vremii și totuși de neoprit, este și viața omului de zi cu zi, cu toate greșelile, cu toate problemele, cu toate nevoile acestuia, ea tot merge înainte și trebuie să-și continue drumul. Așa este și elementul pe care ea îl imprimă în text este tema timpului. Timpul în acest roman. În cele ce urmează, aș vrea să alcătuiți o scurtă caracterizare a personajului central Ion, personaj complex, având în vedere faptul că este prins în următoarele triade. O triadă afectivă, spuneam. Ion, Florica, Ana, da? O triadă a destinelor masculine, Ion, Vasile Baciu, George. Vă rog să notați. Și o ultimă triadă, o triadă autorităților. Da? Conflictul schițat între el și Zaharia Herdelea sau el și preotul Belciug. Câteva date despre acest personaj. Cine încearcă? Bineînțeles, inserând și modalități de caracterizare. Spune, Amalia. Pot să spun că în interiorul lui Ion se afla o luptă permanentă între iubire și bogăție. El în prim plan alege bogăția, însă după puțin timp își dă seama că este mult mai importantă iubirea. Bun, ai spus că alege bogăția. Te rog să-l integrezi pe acest personaj într-o tipologie pe care o asociezi tu răspunsului tău. Arivistul, sigur că da. Ion face parte din tipologia arivistului. Bun, și datorită patimei sale pentru pământ? A țăranului zbuciumat, da? Acel posedat al posesiunii pământului, pentru care pământul este un mijloc de ascensiune. Ce vrei să adaugi? Tot referitor la această triadă afectivă dintre Ion, Florica și Ana, în prima fază acesta gândește la nuntă că ce-ar fi oare dacă aș lua pe Florica și aș fugi cu ea în lume ca să mă scap de urâțenia asta. Și apoi se gândește cu dispreț la faptul că și să rămână calic pentru o muie. Bun, așa este. Încheiem ora spunându-vă că următoarea voastră temă pentru acasă este alcătuirea unei fișe de identitate a lui Ion din prisma acestei triade afective, relația dintre Ion, Florica și Ana. Acest triunghi aș vrea să-l dezvoltați voi în tema pentru acasă. Mulțumesc!